Sărbătorim astăzi, în acest cadru, într-o atmosferă plină de entuziasm și de speranță de mai bine, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie. Ne gândim la multe și ne dorim mai multe în momente de sărbătoare, dar cel mai important lucru este să ne gândim pentru început la cei care nu mai sunt printre noi, la cei care ne veghează din ceruri. Pentru toți aceștia vă propun să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Profit de această ocazie să transmit tuturor persoanelor vârstnice, prezente și neprezente aici, la toți cei prezenți în sală, gândurile cele mai calde și mai bune de sănătate, de viață lungă, cât mai puține griji și de foarte multe satisfacții și împliniri. În acest an, împreună cu persoanele vârstnice, cu nepoții, strănepoții și cei apropiați, am parcurs un ciclu de activități, toate dedicate acestei sărbători. Acestea au constat în întâlniri la sediul Casei de Ajutor și Cluj a Pensionarilor, cu și alte locații din oraș, cu membrii CAP și alți reprezentanți ai persoanelor vârstnice, cu organe din județ ale orașului, pe diferite teme, și care s-au continuat cu recitări de poezii, cântece, dansuri și așa mai departe. Am organizat și foarte mulți dintre dumneavoastră au fost participanți la excursie care le-am organizat la Ciucea, Vedin, Fildu, Dresdea, ștrandurile din zonă Carei, Tășnat, Mihăieni, Marghita, Peștera Urșilor, Peștera Mendiat, Beiuș. De asemenea, am avut întâlniri cu reprezentanți ai vârstnicilor și ai caselor de ajutor reciproc ca pensionarilor din Huedin și Beiuș. Am depus jerbe de flori la monumente din Huedin, Trezdea, Beiuș. Am organizat vizite împreună cu la o serie de membri și de membri ai casei care au probleme foarte grave de sănătate. Această activitate nu se oprește aici și va continua pe tot parcursul anului 2014 și în continuare. Sigur, și în acestor evenimente, așa cum v-am zis, va urma. Astăzi, cu această ocazie, v-am pregătit un spectacol în care își vor da concursul Clubul Copiilor, care este un club consacrat și de acum este un ambasador atât al orașului cât și, putem spune, și al țării. De asemenea, domnul Tulbure, George, ne va recita o poezie și doamna Pârgu. Grădinița cu program prelungit, numărul 3, va susține un spectacol. De asemenea, Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă. Și sunt vor fi și prezente și două fete din partea școlii gimnaziale Batori. În această zi, conducerea Casei de Ajutor Reciproc, reprezentată de președintele colonelul Ioan Moș, primarul orașului Șimleu Silvaniei, inginerul Septimiu Cătălin Țurcaș, deputatul Lucian Bode, colonelul Alexandru Șerban, președintele Asociației Cultul Eroilor, au adresat pensionarilor și tuturor vârstnicilor șimleoani și nu numai calde urări de sănătate, tinerețe fără bătrânețe și o viață lungă și liniștită alături de cei dragi. În orașul de la Poalele Măgurii, în Șimleu, Silvaniei, sărbătorirea acestei zile a devenit tradiție și se află sub semnul atenției, respectului și recunoștinței pentru persoanele în vârstă. Reprezentanții tinerei generații și-au exprimat sentimentele de respect, prețuire și aleasă considerație față de cei care le-au călăuzit pașii în viață cu noblețe și căldură printr-un program artistic. Pe scena Casei de Cultură Orășenești s-au perindat formații artistice de la tinerele vlăstare, de la grădiniță la formații consacrate, cum sunt Clubul Elevilor, conduse de inimoșii soți Cornelia și Gavril Neaga. La mulți ani, dragi concitadini, ai vârstei a treia. Pentru dumneavoastră, Ovidiu Teieru. Fiind vorba despre Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, aflându-mă și eu în aceeași categorie,
cu această ocazie zic foarte multă sănătate și la mulți ani la toate persoanele vârstnice. Asistență, cuvântul meu de astăzi este înspre cei care sunt sărbătoriți astăzi. Este o mare bucurie să ne întâlnim în fiecare an cât mai mulți sănătoși cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor. Sigur, mă bucur ca și în fiecare an de prezența domnului deputat care este alături de noi. Mă bucur de prezența în sala multor oameni care și-au lăsat amprenta pe dezvoltarea acestui oraș și, sigur, dacă m-aș pune să fac câteva nominalizări, cu siguranță aș uita pe cineva. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că fiecare dintre dumneavoastră, la momentul în care ați fost activ, ați făcut pentru orașul Șimleu Silvaniei câte ceva. Vă mulțumesc în același timp pentru că ați făcut copii care sunt, și dacă sunt în Șimleu și dacă sunt în alte părți ale țării sau ale lumii, cu siguranță, mulți dintre ei au făcut cinste și fac cinste orașului Șimleu Silvaniei și cred că acest lucru este cel mai important pentru noi. Poate sunt dintre dumneavoastră care nu știți că la centrul de la unitatea militară, cum știți toată lumea, începând cu acest an, avem și un medic, respectiv domnul Gașpar, care, prin activitatea care o face, vă poate susține activitatea dumneavoastră. Deci serviciile care sunt acolo sunt gratuite. Faptul că este un medic este ceva în plus. Primăria are un contract de colaborare cu domnia sa și vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră care aveți probleme de sănătate și nu știu, nu vă permite să dați, nu știu, 2 milioane, 1 milion, 3, 5 sau cât o fi la privat, habar n-am, vă rog să apelați cu încredere la serviciile lor. În același timp, urmează în prima săptămână, săptămâna viitoare, să semnăm un contract și chiar apelez cu această ocazie la dumneavoastră. Suntem 25 de orașe din Europa care intrăm într-un proiect, zic eu, interesant pentru persoanele care n-au pe nimeni, ca să fiu mai direct. În concluzie, aceste persoane vor fi monitorizate, vor avea niște veste prin care vor putea apela în fiecare moment serviciul 112, oameni din familie sau vecini care le sunt apropiați, le va fi monitorizată starea de sănătate. Este un lucru, zic eu, foarte bun. Acest proiect, sigur, în prima fază va fi în etapa în care și noi, cei care suntem implicați în el, ne vom documenta, iar de anul viitor va fi implicat. În concluzie, vă rog să ne ajutați să identificăm 40 de persoane, nu mai mult, atât duce acest proiect, pentru ca acești oameni care sunt oameni singuri să fie beneficiari acestui proiect. Dumneavoastră tuturor, părinților noștri, și tuturor celor care sunteți astăzi sărbătoriți, vă doresc din suflet multă sănătate, așa cum îmi doresc și mie, să aveți parte de cât mai multe bucurii alături de oamenii care vă sunt apropiați, vă sunt dragi, și să fiți sănătoși, să ne bucurăm în fiecare an împreună de această zi importantă pe care o sărbătorim împreună. La mulți ani tuturor! În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți an de an, de a mă invita la acest eveniment de suflet al comunității din Șimleu Silvaniei. Vreau să vă felicit pentru organizarea acestui eveniment și pentru toate evenimentele pe care ați reușit să le organizați, cele enumerate aici de către domnul Moș. Vă îndemn să țineți aproape de cei care v-au fost, vă sunt și sunt convins că vă vor fi mereu alături. Sunt absolut convins că atât primarul dumneavoastră, cât asociația condusă de domnul Moș, vor face tot ce le stă în putință în continuare să vină în sprijinul dumneavoastră, în a vă satisface doleanțele dumneavoastră în calitate de pensionar. Pentru că Bunul Dumnezeu a vrut, atât eu, cât și domnul primar, să avem părinți pensionar în viață, eu în această zi de sărbătoare pentru dumneavoastră vă doresc ceea ce le doresc părinților mei. Să fiți sănătoși, să vă bucurați alături de cei dragi, de viață, de bucuriile vieții și să culegeți roadele a ceea ce ați semănat în timpul vieții. La mulți ani!
profit și mulțumesc în același timp de cele două diplome, doar una este a mea, valoarea lor este excepțională, dar cred că gestul dumneavoastră de a fi prezenți astăzi și aici, la Centrul de Cultură al orașului Șimleu Silvaniei, este mult mai important și are o semnificație infinit mai mare decât ceea ce s-a scris, cu conștiinciozitate și a spune cu respect față de aceste două instituții, în numele cărora aș dori să vă adresez două, trei cuvinte. Respectiv cultul eroilor, și aici nu pot să nu mulțumesc domnului primar, domnului deputat, domnului Moș, domnului Tulbure și dumneavoastră tuturor, pentru că știu cu câte emoție veniți de fiecare dată aici, lângă biserică, lângă parcul frumos al orașului, veniți cu sufletele deschise ca să comemorăm eroii neamului românesc. În același timp, știu că prin activitatea Crucii Roșii în care mă implic în calitate de vicepreședinte, dumneavoastră, o bună parte dintre dumneavoastră, sunteți beneficiarii direcți ai acestui act. Și aș vrea să mai mulțumesc președintelui Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, pentru că de ceva vreme, nu de multă tare, aproximativ de 2 ani de zile, a găsit de cuvință ca pentru persoanele în vârstă să organizeze periodic și altfel de activități decât acelea de a merge la caserie, de a da cotizația lunară și eventual, câteodată, când nevoile stringente o cer, să împrumute niște bănuți. Mesajul meu ar fi acela de solidaritate. Pentru că dacă astăzi dumneavoastră, cei de vârsta a treia, nu știu dacă este corect spus așa, dar preiau și eu din ceea ce se spune pe mass media, este cel mai potrivit cuvânt. Dumneavoastră nu sunteți de vârsta a treia, dumneavoastră sunteți de vârsta fiecare, aceea care este trecută în buletin, în actul de identitate și în codul numeric personal. Nu există o altă vârstă. Dar, din păcate, vremurile și vremile au făcut în multe perioade ale vieții dumneavoastră să aveți suișuri, să aveți și coborâșuri. Eu vă doresc de aici înainte să aveți numai suișuri, să fiți fericiți, să simțiți dumneavoastră prin cei mai bine, să simțiți apropierea sufletească de dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră le-ați dat viață, dumneavoastră i-ați crescut, dumneavoastră și numai dumneavoastră i-ați trimis la școli înalte. Și aș încheia prin ceea ce spunea președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și cu urarea către dumneavoastră să aveți o viață îndelungată și fericită, să nu uităm pe cei care ne-au dat viață nouă. Și poate că acești copii, aceste vlăstare tinere, vor trage ei, așa cu puterea lor de percepere, câteva concluzii din ceea ce am să spun în continuare și să nu se supere domnul Tulbure că am luat-o cu recitarea înaintea dânsului, dar sunt ferm convins că ceea ce va spune dânsul și doamna Pârvu va fi mult mai valoros decât mine. Și atunci, pentru cei care nu mai sunt în viață și pe care trebuie să-i respectăm și pentru că de astăzi, într-o lună, pe 1 noiembrie, ne vom merge acolo unde știm că trebuie să mergem în fiecare an, să punem o floare, să aprindem o lumânare, o să vă spun în încheiere câteva versuri. E 1 noiembrie în Ardeal și mii de lumânări se aprind în cimitire, iar gestul nostru, pur, patriarhal, e semn că morții mai avem în amintire. La poartă, nevoiași și mulți copii se adună azi într-o pomană. Ei pentru morți și pentru vii o rugă înalță în miez de toamnă. Am fost și eu la cimitir și am aprins lumânare. În locul care pentru mine e sfânt, căci dorm acolo mama, tata, mama mare, vă îmbrățișez acum cu gândul, iubiții, dragii mei părinți,
înfrățițați cu pământul și cununați cu Sfinții Sfinți. M-am dus apoi spre fosta casă, un spațiu azi de nimeni locuit, dar crizantema albă ce-am florit în viață mi-a dovedit că totuși viața n-a murit. Vă mulțumesc și vă doresc la mulți ani! Vreau cu această ocazie să vă urez și eu la mulți ani multă sănătate, nu înainte de a mulțumi în numele acestor copii domnului primar Septimiu Cătălin Țurcaș și o fac de fiecare dată cu sufletul deschis pentru că sprijină acești copii. A făcut posibilă deplasarea noastră în vară la festivalul de la Peștișorul de Aur de la Tulcea, precum și în tabăra de la Năvodari, de asemenea la festivalul Maria Tănase de la Craiova, de unde ne-am întors cu premii multe, precum și la Drăgășani. Și nu în ultimul spectacol de gală, la Jitvei, în această toamnă, unde copiii noștri au prestat o activitate artistică deosebită, fiind invitați în seara de gală. Vă dorim multă sănătate! Doamna se numără bobocii, de aceasta am precizat acest